Aliei Mustafina. Jessica Lopez a trecut pe primul loc după 14.833 la paralele, 6.3 dificultate, 8.533 execuție. Și vom urmări cu siguranță un exercițiu foarte bun al rusoaicei. M-a contrazis. Ce se mai întâmplă? Se mai întâmplă, a pierdut legarea, a trebuia să plece cu un element din roată liberă, cu un zbor direct pe bara mare. Aici i-au scăpat picioarele de pe bară și n-a putut să mai rea elementul simplu, îndreptarea. Fair play din partea spectatorilor care o aplaudă pe Alia, încurajând-o în încercarea sa de a-și relua evoluția. Încă o problemă la acest stâmp pe mâini. Putem observa ținuta, ușurința cu care execută tot. Ce se întâmplă la paralele în momentul în care ratezi? Povesteam de acel punct, penalizare, i-a pierdut încă 20 de legare acolo, elemente, și a pierdut un punct și 20. Momentul în care întrerupi ritmul, te-ai dat jos, acea odihnă până ai 10 secunde să te sui înapoi pe aparat să-ți reiei exercițiul, momentul în care ți-ai ieșit din ritmul exercițiului, oboseala intervine și mult mai greu era, ați văzut că puteam să mai avem o ratare din partea ei sus pe bară. Nu întotdeauna te odihnești în acele 10 secunde, de aceea noi spunem, important la paralele să-ți duci exercițiul, desigur, pe fiecare aparat, dar mai ales la paralele, cap-coadă, indiferent de ce se întâmplă, așa cum a încercat și ea, cu o greșeală, dar să nu rateze. Numai că rămăsese fără elan și nu a mai putut să-și continue exercițiul și a fost nevoită să coboare de pe aparat. Deci nu avea cum să mai țină acolo îndreptarea, a încercat din greu, era deja pe coate îndoite și n-a putut să mai ridice în stâmp pe mâini. Băieții mai, la băieți, la bară sau la paralele, mai ușor îi pot face aceste lucruri, noi nu. Au și o altă forță băieții. Da. Aici este momentul în care era cât păcii să rateze. Și un element simplu pentru ea.